Doriu în fotbalul moldovenesc, Sportiva Violeta Mițul a murit la 26 de ani, în urma unui tragic accident în munți. Fundașul echipei naționale de fotbal feminin a Republicii Moldova, Violeta Mițul, a murit la vârsta de 26 de ani. Anunțul a fost făcut de Federația Moldovenească de Fotbal, potrivit căreia tânăra a suferit un tragic accident în timpul unei escale la munte, unde era plecată alături de coechipierele de club, cu profundă tristețe și durere în suflet. Federația Moldovenească de Fotbal își exprimă sincere condoleanțe și regretul profund față de trecerea în neființă a jucătoarei naționalei de fotbal, Violeta Mițul. Pierderea ei reprezintă o durere profundă pentru comunitatea fotbalului din Republica Moldova, se arată într-un comunicat al FMF. Violeta Mițul s-a născut pe 3 aprilie 1997, la Tiraspol. Sportiva a evoluat din primăvara anului 2023 pentru clubul Ungmenna Felagiteynir din Islanda. Anterior, a jucat în Spania pentru echipa FF La Solana din Seria C. Jucătoarea a ajuns pe peninsula iberică din Italia, unde a reușit să promoveze în Liga B cu formația Apulia Trani. Pentru naționala feminină a Moldovei, Violeta a jucat peste 40 de partide, în care a evoluat ca fundaș.